Anul ăsta nu a fost unul ușor pentru mulți dintre noi. Un an plin de provocări, de momente imprevizibile, complet neașteptate. Anul ăsta a fost perioada în care noi, chiar atunci când credeam că nu mai avem putere sau tărie, noi atunci a trebuit să dăm dovadă că, într-adevăr, mai există o ultimă speranță și să mergem mai departe. Eu, și sper că la rândul vostru mulți dintre voi, am reușit să mă pun puțin pe picioare, într-un final, și am făcut asta datorită celui mai important principiu al meu de viață, și anume niciodată să nu stau degeaba. Și așa am reușit să creez și să pun în aplicare multe dintre ideile mele doar pentru că nu am vrut să stau. Nimeni niciodată nu îți va oferi nimic dacă tu nu faci măcar puțin să faci acel ceva, acel puțin ceva spre acea direcție. În pofida faptului că anul acesta am fost concediat de 2 ori din aceeași companie, mă rog, ideea este că am făcut un video separat despre asta, îl găsiți la mine pe canal, am căutat foarte mult joburi în principiu, pentru că, na. Și nu este așa de ușor pe cât credeți să-ți găsești un job în domeniul IT, așa cum foarte mulți mi-au zis, lasă că-ți găsești tu și mai ales nu când e pandemie. Dar într-un final am reușit și cred că cel mai important este că în tot acest timp cât practic am și așteptat să-mi găsesc un job, eu nu m-am oprit din creat. Am creat în permanență ceva, am creat videouri, am făcut tutoriale, de exemplu cel în care v-am arătat cum puteți semna declarația pe proprie răspundere atât pe iOS cât și pe Android, a strâns un număr impresionant de vizualizări și sunt mândru puțin. Am făcut unboxing-uri și review-uri la probabil cele mai importante smartphone-uri și gadget-uri din 2020 și am adăugat tot în anul acesta și câteva podcast-uri cu subiecte mai mult sau mai puțin serioase. Am participat anul ăsta și la Stream Your Dream. Și pentru că eu am îndrăznit nu să refuz, ci să exprim faptul că nu îmi permit, chiar nu îmi permit, nu am cum, pe lângă faptul că toate produsele pe care le iau și le fac review pentru voi, din banii mei, plecatul la București, tot timpul pierdut acolo, presupune ca eu să nu pot, nu am cum să creez conținut pentru voi, pentru că toată aparatura și toate camerele în care eu am investit ca să fac tot contentul ăsta, sunt aici în Iași, presupune timp mort pentru mine, presupune să nu mai fac videouri, să pierd conținut. Eu am îndrăznit să zic toate chestiile astea, am avut tupeul să refuz, nu să refuz, să nu pot, am avut tupeul să nu pot. Să nu îmi permit din punct de vedere al timpului, din punct de vedere financiar în primul rând. Și din cauza asta, eu am fost descalificat. Este un eveniment mare făcut de Samsung împreună cu YouTube România pentru creatorii mici de conținut. De unde am fost descalificat din cauza unor divergențe cu probabil cel mai mare creator de conținut de tech din România. Dar creațiile de care sunt cel mai mândru pentru că am depus atât efort, dar am și ieșit din zona mea de confort, sunt scurtmetrajele. Sau așa cum îmi place mie să le zic, pentru că sunt puțin mai scurte decât un scurtmetraj, short impact clip. În cazul în care nu le-ați văzut, le găsiți pe canalul meu de YouTube și am niște titluri precum Gunshot, Viața de YouTuber, apoi avem un horror, mă rog, avem și acele mici reclame la Coinmaster, apoi avem acel horror, Îți mulțumesc pentru tine și chiar versiunea mea de Paranormal Activity.
frate, m-ați atacat amândoi, mai aveam un scut. Videouri din care am tot învățat, am învățat o grămadă de chestii, am colaborat și am învățat și am strâns informații și că tot vorbim de învățat, anul acesta am debutat, ca să zic așa, puțin pe piața muzicală împreună cu Șerban Mădălin. Și noi ne topim sub focuri de arme reci, se rup jurăminte când vezi, când este de simplu să pleci și noi ne topim. Sub focuri de arme reci, se rup jurăminte când vezi, cât este de simplu să pleci și noi ne topim. În mare parte, ce am produs cu el au fost niște cover-uri. Cover-uri care nu înseamnă neapărat mai puțin de muncă, ci poate chiar mai mult. Aici mă refer pe partea de solist, pe partea lui, pentru că este greu să egalez, să zicem așa, originalul. Dar pe partea de producție am învățat extraordinar de multe lucruri. Am achiziționat și gadget-uri, ca să le zicem așa, prin care pot oferi calitatea necesară. Am învățat cum să folosim programe de editare audio, programe pe care le folosesc mulți alți creatori de muzică, iar apoi am hotărât să scoatem ceva și propriu, ca să zic așa, ceva al nostru, un produs al nostru, nu doar niște cover-uri, și am debutat cu piesa Golf 4, care a depășit 11.000 de vizualizări, ceea ce pentru noi este amazing. Unele melodii au mers foarte bine, altele spre deloc, dărâmându-ne absolut toate așteptările, cum ar fi Asta e pentru voi. Papa a văzut cu muzica din cap, dar eu mai nou m-am apucat de rap, dar rime de rime dau sute din mine, că știi prea bine că nu mă pot abține, bum! Să facem prezența, știi prea bine că nu luat corigența, întrinii pre stradă sau la TV, unii șetalează arpele. Piesa Asta e pentru voi, care este un diss la toate rahaturile din România, piesa aia efectiv a strâns dezamăgitor de puține view-uri, în pofida sau în ciuda faptului că am share-uit-o extraordinar de mult. Spre sfârșitul verii am început ușor cu live streaming. Am început să facem react la evenimentele Apple, apoi am început să râdem de trending, apoi făceam și puțin podcast, ne mai jucam și într-un final mi-a luat și strike. M-am oprit? În niciun caz, m-am mutat pe Twitch, unde deja într-un timp relativ scurt am depășit 200 de oameni acolo. Adică, nu, vă mulțumesc! Și că tot vorbim de mulțumiri față de voi și de cifre, anul ăsta canalul meu de YouTube a început să fie monetizat și vă mulțumesc încă o dată. Și mă bucur să spun că am depășit ușor suma de 2500 de abonați, ceea ce pentru mine este mind-blowing și mă înclin în fața voastră, pălăria jos, și nu s-ar fi putut întâmpla absolut nimic din toate astea dacă nu erați voi. Anul ce urmează, de pe la sfârșitul lui ianuarie, vom reveni în forță atât pe Twitch cât și pe YouTube. Și vreau să ne revedem bine, vreau să ne revedem mai puternici și mai sănătoși, dar pentru asta avem de lăsat în spate un bagaj emoțional. Îl lăsăm în 2020. Singurul lucru pe care vreau să-l iau cu mine anul ăsta sunteți voi. Voi cei deosebiți, special, și cei care au susținut canalul ăsta ca să ajungem până în punctul ăsta. De acum vreau să ne vedem în 2021. Aceiași noi, dar cu alte perspective și, bineînțeles, alte aspirații. Vă pup și vă iubesc sincer, un an nou grozav să aveți. Eu sunt Alin Zvâncă și ne vedem de acum în videoul următor. V-am pupat!